Vă salut, domnițu, ce faceți? Bună ziua! În așteptarea porumbeilor, nu? În așteptarea porumbeilor la Columbodrom. Emoții ceva? Puține. Puține, sunt nu? Sunt obișnuit cu emoții. Cum stați cu tensiunea? Foarte bine. E bine, nu? Pe tot. O să-mi crească puțin mai târziu când o să vină porumbei, atunci intru în panică de obicei. Câți porumbei aveți aici în finală? 5. 5 din câți? Din 6. Bun, stați bine, bine. Da, anul trecut am avut 5 din 5. Tot așa păstări de calitate ați adus și anul ăsta? Da, da, da. Sunteți curioși să-i luați premiul lui Ciprian aici? Încercăm. Concurența e foarte puternică. Puternică, într-adevăr. Nu e chiar simplu așa. Așa e. Da, da, știu că și dumneavoastră aveți păstări bune. Da. El se pricepe să-i țină sănătoși, să-i... Este unul, fiind manager la crescătoria domnului Cosmin Olteanu, așa. Și-a dat seama că are, au foarte multe abilități în sportul Columbului. Corect. Așa este. Da. Cum v-a mers 2019? Sunteți mulțumit de rezultate? Să spunem în mare parte, da. Dar vrem mai mult. Așteptările sunt mult mai mari. Așa. Dacă avem grijă de ei, așa vedem ce se întâmplă pe viitor. Așa este. Acum e rută nouă, am înțeles, nu și pentru dumneavoastră? Ați zburat sau? Nu, am zburat la FCPR și de acum zbor în UCP. A, deci practic... Da, acum 2 ani de zile am vorbit cu toți de la FCPR să mergem pe câmpie. Băieții care erau de la Ploiești, am decis împreună să zburăm, să facem un club mare și l-am făcut. Și e mai bine asta. Reușit. La cât ați ajuns? Ce numeric clubul? Puternic, nu? În momentul de față am zburat 50 de membri. 50? Mai sunt care sunt și în alte locații. Cluburi. Da. În Ploiești sunt 2 cluburi în momentul ăsta. Și când noastră sunteți președinte la unul dintre ele, nu? Da, la Ploiești 2019. Și cum e acolo? Vă ascultă oamenii? Nu trebuie să ne ascultăm, trebuie să ne respectăm reciproc în primul și în primul rând. Dacă nu ne respectăm, nu o să facem nimic. Corect. Corect. În sportul columbofic toți suntem egali. Așa este. Când respecti omul... Bine, dar dumneavoastră aveți și funcția în plus și trebuie să alinieze la anumite... Da, nu, nu, nu. Băieții sunt ok. Chiar foarte. Contează foarte mult atmosfera dintr-un club, știți. O atmosferă foarte plăcută. Și cu omul nu prea se lucrează ușor, cum să zic. Mai ușor lucrez cu un porumbel. Au înțeles, au înțeles. Majoritatea au înțeles. Da. Acum așteptăm să se închidă anul 2019, să se afișeze rezultatele, să vedem ce avem și cum avem. Dar așteptările ce așa cum sunt? Sunt bune, nu? Ați avut un sezon bun. Cum să spun, sunt spre bine, dar vreau mai mult. Vreți mai mult, e bine. Nu vrem mai mult și în viața de zi cu zi, nu îți dorești să fii ceva, să faci ceva, nu o să reușești. Da, dacă nu-ți fixezi un țel, da. O țintă, așa este. La Matcă v-ați mai introdus ceva în ultima perioadă? Nu, ultimii porumbei care am adus la Matcă sunt porumbei care am luat de la domnul Cosmin Olteanu, porumbei de Van Bremen. Van Bremen, nu? Steven Van Bremen, nu? Da, da. Și cum sunt? Ați apucat să-i verificați? Am și aici. Am călcat în top 10 la o etapă. Unul este aici. Da. Lucrul de acum începe cu ei, da, nu bănuiesc? Da, da. Porumbei care... Combinații... Majoritatea porumbeilor i-am de la domnul Cosmin Olteanu și de la domnul Iancu Daniel de la Ploiești. Da. Crescători cu nume... am mai luat și eu pe la licitație cu un porumbel. Cu nume mare, origini foarte bune. Stați, da, bine, da, din punctul, da, ăsta de vedere. Da, da. Câți porumbei mai zburați? Aveți mulți? În momentul ăsta, astăzi, am avut îmbarcați 83 de pui la etapa de Brăila, 151 de kilometri. Da. Și asta... cum se mișcă puii? Sunt ok? Am început la seria a doua, că am avut niște probleme și se mișcă bine. Știu că sunteți un crescător destoinic, așa că e și da, priceput. Acum timpul mai rămâne, nu? În sportul columbofil, dacă nu avem timp, poți să ai cea mai... șmecheră în Matcă, poți să fii, dacă nu ai timp. Așa e. Sportul columbofil așteaptă doar o singură greșeală. Așa este. Și dacă ai greșit, așa trebuie... Spuneți-mi, pasiunea asta columbofilă o moșteniți de la cineva din familie? Da, de la bunicii mei. Am și un frate mai mare, dar nu zboară, nu concurează. Am porumbii de la 6 ani. A, deci ați crescut cu ei în curte. Am crescut cu ei. Prima pereche am primit-o cadou de la fratele meu. Ce important să considerați că are noroc în sportul columbofil? Ai nevoie și de puțin noroc ca să ajungi campion? Dacă nu ai și puțin noroc în sportul columbofil, te naști degeaba. Te naști degeaba, nu? Te chinui degeaba. Da. Deși norocul de... Pe lângă ochi, inimă, nu?
Să-l simți, porumbelul da, trebuie să-l simți, da, nu? Da, 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 dar și norocul face parte. Face parte din joc, nu? Dacă nu, gramul ăla de noroc nu există în ziua când trebuie. Nu. Deci totul este legat. Muncești o săptămână întreagă și poți să da, să bătaie, clochezi. Să pierzi în ziua în ziua sosirii. Selecția la mână, ce importanță îi acordați la porumbei? Sunteți drastic din punctul ăsta de vedere? Cum? În primul rând coșul spune lucrurile. După aceea eu la mână. Da. Pentru mine nu există să le iau la mână. Deci a selecta un porumbel și a scoate din lotul de zbor că nu știu ce defecțiune. Sunt mulți porumbei care au fost defecți așa la mână și au ieșit campion. Așa e. Deci, cu care dintre sexe vă înțelegeți mai bine la rezultate? Și motivații simțiți mai bine, masculii sau femeile? Femeile. Cu femeile, nu? Sunt mai mine femeile, nu știu de ce, dar de obicei femeile de-au fost. Cu echipa vă descurcați? Aveți probleme? Adică o dibuiți repede? Eu cred că o dibuiți. După două, trei etape, cred că nu mai am emoții. Aveți semne distinctive când vă formați echipa pentru etapa următoare, de exemplu? După ce criterii vă selectați? Le urmăriți atent să vedeți în ce stadiu sunt, în formă? Normal. Dacă porumbelul nu este în formă, degeaba îl punem la echipă. Cu toate că sunt porumbei care ne păcălesc și arată, mai ales masculii, că intră într-o formă în cursul săptămânii și când îl punem la echipă, tocmai a luat bătaie de la pierde pe... Da. Nu. Dar în 80% din cazuri, cred că nu mă păcălesc. Acum Ciprian anunță că porumbei trebuie să susească, că va trebui să punem da, punct. Da. Dar vă promit că prima ocazie când o să trec prin Ploiești, vă fac o vizită. Vă mulțumesc mult și vă doresc mult succes astăzi. Bine, mulțumim. Cu stima. Bine.